v-aș întreba dacă mâine ați sta față în față cu ministrul educației, ați fi consilierul premierului sau al ei, ce măsuri i-ați propune de luat pentru îmbunătățirea calității învățământului? Măsura numărul 1. Făcut o platformă educațională reală, bună și eficientă pentru elevi și profesori. De vreo 15 ani se discută despre așa ceva și încă nu s-a făcut. Al doilea lucru, teoretic să știți că se poate face asta foarte repede. Nu se bea bani mulți. Ce presupune platforma asta? Ca să înțeleagă. Haideți să văd platforma. Eu văd, sunt mai multe concepte, mai multe idei. Eu văd o platformă eficientă pentru elevi. Ce este eficient pentru elevi? În primul rând să vadă cât știu ei. Este așa numită autoevaluare. Pentru profesori este să aibă niște resurse la îndemână pe care să le dea elevilor din câteva clicuri. Elevii fiind foarte dinamici cu tehnologia, imediat se vor adapta și își vor începe să lucreze. Deci, digitalizarea cred că este primul lucru, pentru că elevii nu mai stau cu cărțile în brațe atât de mult. Deci, am făcut un sondaj la mine la școală și ca să văd cam cât stau cu elevii cu cărțile de matematică, 70% nu utilizează culegeri și manuale aproape deloc. Deci, de ce? Pentru că le pot downloada, le au în format PDF și stau cu manualul pe telefon. Deci, e foarte simplu. În primul rând, digitalizare. Al doilea lucru, digitalizare la nivel de infrastructură pentru toate școlile. Teoretic se poate face, trebuie doar voință. Trebuie doar voință. Banii s-au alocat, nu trebuie decât ca omul să le aplice. Vă dau un exemplu, pot să dau un exemplu Sigur clar. că da, te rog. Există un proiect, G Suite for Education, este o platformă Google pe care fiecare școală o poate avea. În cadrul acestei platforme, oferită gratuit, deci și noi avem fiecare elev și fiecare profesor are contul de Google. Păi să vedem, toate planificările, în loc să le faci pe hârtie, le uploadezi în Google Drive. Directorul are acces imediat la planificările tale. Dacă vrei, inspectorul de mate are acces la planificările tale. De ce să le mai printezi? 2. Temele. Le încarci pe Google Classroom. Elevii pot să și le uploadeze acolo. Tu poți să corectezi oricând tema, poți să o verifici. Poți să faci tot felul de teste. Toate astea trebuie doar folosite. Banii s-au alocat, ei sunt, trebuie folosite. Pentru că încă nu se folosesc la adevărata valoare. Aș elimina hârtiile din școli fizic. Nu te mai duci cu, nici nu știu, avem tone de hârtii. Ieri am listat, nu știu, câte pagini, când toate se pot uploada. Vine o inspecție generală, de exemplu, noi la matematică pe catedra noastră, când vine o inspecție, noi spunem clar, direcțiunea ne spune, aveți totul pregătit? Da. Și are telefonul. Păi știți că nu sunt pe hârtie, trebuie listate, puse la bibliograf, să arate frumos acolo. Nu, îmi asum totala răspundere și să știți că n-am avut niciodată probleme. Deci problema este, pentru digitalizare, la nivel de minister, să existe voință pentru a impune și accelera această digitalizare, iar la nivel de școli de a accepta. Tot folosim cuvântul să existe voință. Vorbim de o rea voință sau vorbim de nepricepere pur și simplu? Că bănuiesc că ministru Anise e și ea profesor și ceilalți de dinainte au fost profesori mai buni sau mai răi, dar s-au izbit de lucrurile astea la casă. Nu cred că vin cu o rea voință. Dom'le, nu vrem să facem digitalizare pentru că nu ne place hârtia și Înțeleg. bibliograful. Înțeleg. Aveți dreptate. Este o combinație, i-aș spune, i-aș da alt cuvânt, dezinteres. Deci vorbim de un dezinteres din Da. partea decidenților pe. Cred că, sau necunoaștere, nu știu cum să zic. E o combinație din aceasta, adică nu știi ce îți poate oferi tehnologia. Vă dau un alt exemplu, ca să vedeți ce înseamnă absurditatea suprareglementării. De exemplu, există examenul de titularizare sau de definitivat sau nu știu ce. Bun. Sunt niște specializări destul de singulare așa, adică se corectează la titularizare o lucrare de o anumită specializare și una singură în toată țara. Pentru a corecta lucrarea respectivă,
La Brașov a venit un profesor din Bacău pentru a corecta o lucrare. Nu se putea scana și trimite să corecteze acolo. Adică se semnează contracte de sute de milioane de euro online. La judecătorie ți se poate trimite sentință sau nu știu ce pe e-mail. Și tu nu poți să corectezi o lucrare online. Da, îți trebuie sfânta semnătura. Ăla, e o delegație, stă la un hotel, se fac niște deconturi, poate școala respectivă la care corectează. Așa, așa se făcea la liceul meu pe vremuri cu cei care corectau. Nu, acum nu erau mai bine cazați, bine hrăniți și un eventual cadou mai consistent. Acum nu mai este așa. La nu, plecare. Nu, chiar nu-i deloc așa. Dar au fost perioade, bun, nu mai sunt. Da, pentru 10 lucrări să chemi un om din Timișoara la Brașov? Nu e absurd. Brașovul e frumos. E frumos, face 12 ore pe drum, se întâmplă un accident, cine și la sumă. Situația. Da, deci asta vorbesc. Adrian Sandu, ce-i schimba? Ce-i spune? Ce-i spune domnului premier care a fost elev la Andrei Șagonea? Cât timp am să povestesc? Am putea să povestim foarte mult. Nu chiar foarte mult, așa să fiu mai conciș. Avem nevoie de multe lucruri. În primul rând trebuie să regândim tot sistemul educațional, pentru că în momentul de față noi avem de-a face cu niște elevi și nu știm exact ce vrem de la ei. Nu avem un sistem... Să rămână în țară, în primul rând, zi. Da, nu, astea sunt decizii individuale, dar nu avem... Deci un sistem educațional se construiește solid atunci când știi foarte clar ce vrei să faci cu acei elevi și ce vrei la un moment dat când termin când ies din sistem să realizeze ei. În momentul de față, noi știm că e foarte frumos să luăm bacalaureatul, să luăm evaluarea națională, sunt admiteri la facultăți și după care totul s-a încheiat. Tocmai că nu s-a încheiat. Pentru că școala la un moment dat trebuie să genereze niște oameni capabili să se integreze social, capabili să înțelegă lumea din jurul lor. Lucru care este discutabil din multe puncte de vedere. Bun, nu este neapărat mai rolul școlii, dar este un rol destul de important și pe care încă nu l-am văzut în dezbaterile publice de multe ori adus în discuție. Apoi, toată arhitectura sistemului educațional și curriculară trebuie regândit. Noi, practic, în momentul de față, funcționăm pe o paradigmă educațională de secol, hai să spun 20, să nu spun chiar 19. Practic, noi studiem la școală în acest moment, un elev studiază undeva între 15 și 17 materii. E un fel de fărâmițare a cunoașterii și a înțelegerii fără să există o perspectivă globală asupra lucrurilor. Ne stabilim ținte de performanță, uitând că, de fapt, oamenii care performează pe anumite domenii sunt undeva într-un procent cam de 10%. Iar ceilalți trebuie să înțeleagă lucrurile. De fapt, performanță nu înseamnă numai să iei rezultate bune la evaluarea națională, la BAC sau să fii olimpic, să câștigi concursuri. Performanță înseamnă mult mai multe lucruri. Pentru că pentru un elev care, să spun, este atunci când intră în clasa a 5-a, este, să spunem, la nivelul notei 4, să-l duci la nota 7, este o performanță remarcabilă. Pentru un elev, elevii, de exemplu, nu își pot face trasee personalizate în școală. Dar cum mai este, să zic, apreciat un profesor? Pentru că aici apare o mare problemă. Profesorul, în sistemul de învățământ românesc, e mereu evidențiat prin faptul că produce, între ghilimele, olimpici tot timpul. Și nu-l vezi pe ăla care ridică o clasă de la nivelul de la 5 la 7 sau la 8 și îl face pe elevul ăla să gândească. Pentru că apare și discuția asta, toată lumea spune, domne, ăia 10%, vârful ăla de care vorbeam și probabil mai puțin de 10%, în aia oricum părinții investesc în educația lor, sunt foarte interesați, le plătesc meditații suplimentare și așa mai departe. Pe când tu rămâi, și cam de obicei pleacă și nu se mai întorc, și tu rămâi cu grosul elevilor. Cum e evidențiat un astfel de profesor care ridică media clasei? Când vorbim de apreciere... Sau ce l-ar face să se îndrepte spre treaba asta și să nu lucreze atât de mult doar cu vârfurile clasei? Depinde foarte mult, când vorbim de apreciere, cine face aprecierea. Ca să dau un exemplu, în sistemul educațional, profesorii de regulă sunt evaluați și aici este iarăși o anomalie a sistemului educațional. În sistemul educațional, evaluarea profesorilor este internă.
De regulă, în orice sistem organizațional, deci în orice sistem, evaluarea trebuie să fie externă. În educație este tot internă. Și sunt lucruri haioase. Când primim fișe de autoevaluare, dacă am folosit internetul, dacă am folosit laptopul, tot felul de lucruri din acestea trăznite, dar care sunt foarte importante și aduc punctaje în fișa de autoevaluare. Apoi, dacă aprecierea este făcută, aprecierea la un moment dat depinde foarte mult de ceea ce faci ca profesor și trebuie să vină din partea celor cu care intri direct în contact. Din punctul ăsta de vedere, la nivel sistemic, este foarte ușor să introduci un sistem, nu trebuie să inventăm roata, nu, ele există deja în această lume, se pot introduce teste standardizate de diagnostic pentru elevi, pentru nivelul X, deci elevul când intră în clasa cu tare este la nivelul X, când iese el trebuie să ajungă la nivelul Y și poți să măsori progresele respective. Nu sunt adeptul testelor standardizate în totalitate, pentru că ele pierd din vedere alte lucruri, dar ele pot fi făcute foarte simplu. Deci testele, noi le numim teste inițiale. Testele inițiale, ni se spune, trebuie date la fiecare început de an școlar. Dar, pe de altă parte, ca să dai astfel de teste inițiale, de exemplu, la discipline care sunt multianuale, matematică română, poți să le dai. Dar ce te faci când predai discipline care sunt anuale? Da, intră elevul în clasa noua și studiază logic. Cum îi dai un test standardizat? El poate fi făcut, dar el măsoară altceva acolo. Nu mai măsoară nivelul pe care îl are în logică, ci măsoară niște competențe. Deci el poate fi făcut, dar este un alt tip de test de diagnostic. Deci ele pot fi făcute și pot fi asumate de către comunitățile școlare. Deci, din punctul ăsta de vedere, și atunci poți să faci într-adevăr evaluări, sisteme de evaluare pentru profesori care să pună în evidență toate aceste lucruri. Uite, mereu văd și la televizor, așa cum povestiți și voi, sistemul nu funcționează foarte bine, aveți idei, aveți soluții și ceilalți profesori care apar pe ecran propun, vin cu soluții și asta. Unde se produce fractura asta de comunicare între voi și factorii decidenți? Păi comunicarea este admirabilă, vorba lui Conu Iancu, dar lipsește cu desăvârșire. Eu, de exemplu, nu știu să fi comunicat vreodată cu un factor sau cineva, un factor decident, să fi venit și să fi spus spuneți-ne cum vedeți voi lucrurile, cum vedeți voi cei care sunteți practicieni, care vă duceți în clasă și aveți contact zi de zi cu elevii. Nu. Ce au făcut ministerul sunt acele consultări publice. Bun, înțeleg, legea te obligă să faci aceste lucruri, dar dacă tu le faci fără cum trebuie, ca să fie și eficiente, ni se trimite, completați acest formular și vom ține cont de părerea dumneavoastră. E ca și cum probabil ți-aș pune ție în cutia poștală un formular și te-aș ruga să-l completezi, să ai încredere în mine că voi ține cont de părerea ta. Nici pentru profesorii care au olimpici de ani de zile, performează, merg la olimpiadele internaționale, nu vine nimeni să întrebe, măi, cum facem cu sistemul ăsta de învățământ, voi ce părere aveți? Pe mine nu m-a întrebat nimeni, eu nici nu sunt genul de om să mă bag în chestii de astea, dar le caut, deci le caut ca să văd ce se întâmplă. Nu, cred că nici măcar la nivel local nu, și am implementat destul de multe proiecte de succes, la nivel de școală nu, la nivel județean nu, iar la nivel național nici atât. Nici atât. Cum ai făcut, ce ai făcut, de ce ai făcut? Nimeni nu m-a întrebat niciodată de ce. Ba da, m-au întrebat părinți, elevi și pentru ei da. Mai e un mesaj care apare permanent în spațiul public și în dezbatere. Domne, școala românească așa cum ea e foarte bună, lasă foarte bine că elevul trebuie să învețe acolo, mai lăsați prostiile astea cu atâtea forme de predare și de învățat, pentru că uite, elevul român învață și uite că el e tot acolo în top la olimpiadele internaționale. Scuze-mă, foarte bun la ce? La ce? Comparativ cu cine? Cu ceilalți, pentru că dacă noi tot vedem că avem niște rezultate internaționale la biologie, matematică, fizică,
Așa, mai vedem că o echipă trimisă în vacanță pe la NASA și toți cred că au câștigat concursul și au făcut vreo rachetă. Așa, publicul percepe, doamne, lasă-l să învețe carte calmea, cum făceam noi pe vremuri. E aceeași, care e situația noastră, așa, cât de bine pregătiți suntem noi în comparație cu, nu știu, măcar cu țările din jur, că nu... Păi avem rezultatele la testele PISA. Care arată că? Care arată că stăm foarte bine la niște competențe de bază, cum ar fi cele matematice și de înțelegere de text. Bun, vă rog, puneți în ghilimele foarte bine, rezultatele nu sunt deloc încurajatoare. Este un termen de comparație. Dacă tot ne raportăm la olimpicii noștri, să știți că numărul, procentul lor este foarte mic raportat la numărul total de elevi. Nu știu dacă vorbim de 1%, sub 1% din numărul... Cred că 0,3. Da, din numărul de total de elevi a ajuns să performeze la acest nivel și de obicei performarea este legată de pasiunile pe care ei le au, de un program de lucru pe care l-au stabilit, de multe ori de șansa să întâlnească niște profesori dedicați care sunt dispuși să lucreze cu ei, deci de foarte multe lucruri. Da? Nu este neapărat rezultatele acelea, nu sunt neapărat efectele sistemului educațional. E un cumul de factori acolo care contribuie la astfel de performanțe. Deci un cumul de factori. Da. Să vă dau un exemplu. În Franța, ei nu au Olimpiadă Națională de matematică. În schimb, au un concurs pe echipe în care participă aproximativ 160 de echipe. 140 de echipe și concursul ăla e foarte fain. Noi l-am predat la noi la școală că mi s-a părut foarte bun. Dezvoltă alte tipuri de competențe decât dezvoltă concursurile noastre, să spunem, tradiționale. Rezultatul. Franța are cele mai bune facultăți sau de pe continent de matematică. 40% dintre speakerii la Congresul Internațional al Matematicienilor, deci unde este elita mondială, sunt francezi. Și ei n-au olimpiadă. Adică mulți laureați de medalii Field sunt din Franța. De exemplu, ultima dată era un laureat de medalie Field, este un tip din Germania. Fieldul un fel de echivalent al premiului Nobel. Pentru matematică, un echivalent, da, un fel de echivalent. Din Germania. Nu știu dacă au fost mulți medaliați Field din sisteme cu olimpiade naționale. Probabil că sunt, dar în Franța nu. Este acum candidat, cred că pentru primăria Parisului, Cédric Viani, medaliat Field și n-a fost olimpic internațional. Deci nu olimpiadele măsoară adevărata valoarea sistemului, dar în schimb sistemul universitar francez. Un alt exemplu ca să completez. Într-un an, Olimpiada Internațională de Filozofie a fost în Statele Unite. Și acolo fiecare țară participantă își trimitea un lot format din nu știu câți elevi. 5-10 elevi. Statele Unite a avut un lot format dintr-un singur elev, pe care probabil l-au găsit cu greu, pasionat de filozofie, în contextul în care, să nu uităm, printre cele mai bune facultăți de filozofie din lume sunt cele din Statele Unite, sau sunt și cele din Statele Unite, mai corect, mai bine spus. Deci undeva e o discrepanță. Noi măsurăm performanța sistemului educațional prin niște indicatori care de fapt exprimă altceva. Este, dacă vreți, un efect sau un efect, de fapt, o rămășiță a unei mentalități din perioada comunistă, atunci când, bineînțeles, românii trebuiau să arate că sunt performanți la nivel global și asta o făceam în educație, prin olimpiadele internaționale, în sport, prin marii noștri sportivi, în filme, prin extraordinarii noștri actori care performau în România și în străinătate, nu prea, dar asta este o altă discuție, și tot așa. Deci, și mi-am rămas cu această idee pe care o perpetuăm, o rostogolim în continuare, uitând că de fapt rezultatele acelea, în spatele acelor rezultate există un cumul de factori. Și că de fapt noi vorbim despre un număr foarte mic de oameni din sistemul educațional și ce facem cu ceilalți? E o întrebare.
Și un mesaj pozitiv ca să... totuși așa că ați fost foarte aspri. Am fost aspri, dar acum n-aș vrea să rămânem cu ideea că olimpiadele nu sunt bune. Sunt foarte bune, stimulează pe copiii de o anumită categorie. Sunt excelente. Deci pentru copiii de o anumită categorie îi motivează puternic să lucreze, să facă în plus, nu știu ce. Ce ne facem cu ceilalți? Există, după părerea mea, o idee la care eu insist. În primul rând trebuie să vedem ce vor ei. Trebuie să ne coborâm noi la limbajul lor, ca să-i putem ridica la modul lor de a înțelege lucrurile. Ori tot ce am făcut noi în școală, am făcut cu ajutorul elevilor. Deci performanțele pe diferite grupuri de lucru, eu nu vorbesc de olimpiade acum, ci de performanțele așa ale noastre legate de proiecte, au fost făcute cu ajutorul elevilor. Ori ei sunt o resursă foarte bună. Deci ei, gândiți-vă că sunt unii elevi de clasa nouă care lucrează. De ce să nu-i fructifici? Nu neapărat să lucreze pentru tine, dar să-i ajut să se dezvolte pe proiectele lor.